Bună seara tuturor! Doina, te invit să-ți activezi microfonul. Mulțumesc, Cosmin! Bună seara tuturor! Bine v-am găsit la dezbaterea organizată de Casa Corpului Didactic și proiect Galați și proiectul Merito. Sunt Doina Geru, directoarea Casei Corpului Didactic din Galați și vă prezint succint contextul întâlnirii din această seară. În perioada 4-7 martie s-a desfășurat simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat 2024. Rezultatele simulărilor au fost comunicate vineri 15 martie și marți 2 aprilie, Ministerul Educației a publicat analiza pe item, pe fiecare subiect în parte, mai precis, analiza gradului de reușită pe item prin raportare la competențele urmărite, respectiv analiza rezultatelor pe subiecte și analiza ratei de răspuns pe item la nivel național. În această seară, evenimentul nostru este adresat deopotrivă elevilor, profesorilor, directorilor și părinților și pe care îi invităm la dezbatere. Și invităm de asemenea să adreseze întrebări invitaților contributori. Invitați contributori care sunt de asemenea coorganizatori ai acestei întâlniri. Și anume, Laura Felea, profesoară de istorie la Liceul Tehnologic Henri Coandă și director aparatului copiilor din Tulcea. Laura, îți mulțumesc că ești cu noi. Bună seara! Tatiana Cauni, profesoară de limba și literatura română la Liceul Teoretic Emil Racoviță din Baia Mare. Mulțumesc, Tatiana, pentru prezența în seara asta. Bună și eu și bună seara! Bogdan Rațiu, profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic Boia Farcaș din Târgu Mureș. Bogdan, mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, bună seara! Cătălin Ciupală, profesor de matematică la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov. Cătălin, îți mulțumesc pentru prezența din seara aceasta. Mulțumesc și eu, Săluna, bună seara! Sorin Haiduc, profesor de matematică și director la Colegiul Național Preparandia Dimitrie Tichindeal din Arad. Mulțumesc că ești cu noi, Bună Sorin. seara! Și Sorin Langu, profesor de istorie de la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați. Bună Mulțumesc seara! mult pentru prezența ta din seara aceasta. Mulțumesc și eu, bună seara! Pentru început, aș vrea să adresez tuturor invitaților noștri o întrebare despre modul în care elevii au perceput subiectele de la simularea probei de bacalaureat și felul în care dumnealor, ca și profesori corectori, profesori evaluatori, au sesizat că anumite subiecte reprezintă o provocare pentru elevi. Și m-aș adresa Tatianei, pentru că Tatiana este profesor de limba română și a corectat simularea primei probe de bacalaureat. Da, mulțumesc, Doina. O să încep întâi cu elevii. Eu am o clasă, sunt dirigintă, de fapt, de clasa 12-a, ceea ce înseamnă că nu doar am evaluat, ci am avut și copii în examenul de simulare. Per ansamblu, au privit destul de serios acest examen, mai puțin subiectul 2, să zic, subiectul 3, mă scuzați să spun așa, pentru că a fost poezie și știm că de obicei adolescenții lasă un pic poezia pe ultima sută de metri. Mai ales modernismul, adică Blaga Barbu Arghezi, prezintă o dificultate destul de mare acești trei autori și preferă să învețe înainte de examen. Bine, nu este o scuză, dar ei așa au spus. După aceea am avut și norocul să fiu evaluator. Am corectat undeva la 80, între 83 și 85 de lucrări, că nu mai țineam pasul la final când tot apăreau așa câte o lucrare, două pe ultima sută de metri. Și ca să ne aducem un pic așa aminte despre subiecte și unde au existat dificultăți și unde mi-au zis și copiii mei din clasă că nu s-au descurcat atât de bine, pe subiectul 1 deja știm e cel cu 5 cerințe, se pare că acel sinonim a dat bătăi de cap adolescenților într-o proporție foarte mare, având în vedere rezultatele cu acele sforțări. Subiectul 2 nu a fost așa o problemă. Subiectul 3, de la primul punct, cred că cauza și efect, da? Cauza și efectul le-au dat un pic de furcă copiilor.
În schimb cu patru, acolo e o problemă deja de foarte mulți ani, pentru că este acel subiect în care experiența este motivează ceva. Cred că dacă mă uit bine acum, subiectul era explică un motiv pentru care teșghelele erau așezate într-o oarecare, mă rog, pe mijlocul trotuarului. Și ei trec, acest patru are patru puncte și e 2 plus 2, adică trebuie să dea motivul și să-l explice. Și undeva aici se blochează toți, adică doar dau motivul și am văzut că în proporție foarte mare au răspuns cumva imparțial la această cerință. Cinciul deja e un pic cu grad mai mare de dificultate și acolo iarăși punctajul este împărțit, se primește și pentru limita de cuvinte, dacă au 30 de cuvinte, atunci primesc și acel punct. Subiectul 2, 2, nu, subiectul 1B, textul argumentativ a fost iarăși cu probleme pentru că cerința nu a fost chiar la îndemâna adolescenților, adică să argumenteze dacă presa contribuie sau nu la formarea gustului artistic al publicului. Ce să spunem, adolescenții din ziua de astăzi nu au acces foarte mult, adică nu citesc foarte mult presă și le este foarte greu să dea două argumente pro dacă presa dezvoltă gustul artistic. Le este foarte greu pentru că cred că sunt oarecum educați, învățați, că trebuie să fie întotdeauna pro. Nu se gândesc că pot să aibă și un contraargument sau nu doar presa ne dezvoltă gustul artistic. Aici erau câteva nuanțe de finețe și confuzie între al doilea argument cu primul, erau foarte apropiate, ceea ce nu țin cont adolescenții când își formulează răspunsurile, confundă argumentul cu exemplu. Am întâlnit foarte multe lucrări. În primul rând, așa cum apare în textul dat, în al doilea rând, din experiența mea personală, ceea ce nu sunt argumente, și atunci pe undeva se pierd patru puncte, pentru că este argumentul plus dezvoltarea de argument. De multe ori, dacă există argumentul, nu există dezvoltare de argument așa cum trebuie, pentru că tendința este să se limiteze la ceea ce știu. Și se lucrează foarte greu cu textul. Pe text, la primul argument, punctajul este împărțit, fie primesc 3 puncte sau un punct. 3 puncte trebuie să înțeleagă foarte bine textul. Și dacă nu au răspuns foarte bine la primele 5 cerințe pe text, înseamnă că nici textul nu l-au înțeles foarte bine și a fost foarte greu să dea un răspuns destul de corect. Și subiectul 2, cu didascaliile, rolul didascaliilor, am observat o confuzie foarte mare între trăsăturile genului dramatic și rolul didascaliilor. Sau dau un soi de teorie literară despre ce înseamnă didascaliile, notațiile autorului, fără cumva să lucreze cu text. Deja la subiectul 3, eu pot să spun că din 85 de lucrări, cred că am avut 11 lucrări care aveau subiectul 3 și de la real și de la uman, că am corectat pentru ambele profiluri. Ceea ce înseamnă că probabil nu s-a învățat. Nu cred că nu s-a știut, pentru că sunt autori care s-au făcut în clasa a 12-a, în primele module, în primul și al doilea modul. Cred că nu l-au abordat din diferite motive. Și atunci, automat, notele au fost cumva sub 7, nefăcând deloc subiectul 3, ei pierd 30 de puncte. A fost cumva o regulă, am văzut și în clasa mea. Eu am avut 29 de copii, din 29 de copii, 24 nu au făcut deloc subiectul 3, ceea ce înseamnă că am avut note între 5 și 6,70. Și am avut doar câțiva copii, doi copii care au scris 400 de cuvinte la subiectul 3, înseamnă că l-au învățat și au avut note aproape de 9, chiar peste 9, și trei copii care au încercat să scrie, dar nu 400 de cuvinte pe subiectul 3. La modul general, așa s-a văzut din ce am corectat eu. Se pot spune mult mai multe lucruri și de ce și ce putem remedia sau unde mai putem lucra, dar nu aș vrea să vorbesc foarte mult sau să acaparez întreaga discuție doar despre subiectul la română. Revenim la Tatiana, revenim la tine pe parcursul discuției. Îți mulțumesc foarte mult. Apropo de motivația de scriere a elevilor pentru simulare, mi-am adus aminte atunci când spuneai tu că n-au abordat unul sau un anumit subiect.
Eu am vorbit cu unul dintre elevii care nu au abordat toate subiectele și care a luat o notă relativ mică la limba română, la teză, la simulare, și mi-a spus că nu a tratat cu seriozitate această simulare pentru că știa că notele nu sunt trecute în catalog și oricum mai are timp până la vară și a fi știut. Dar, adică a avut o abordare a simulării nu foarte responsabilă. Poate că ar fi știut mai mult, dar nu s-a concentrat foarte ușor. Mulțumesc, Tatiana. Cătălin, ce poți să ne spui despre subiectele de la matematică? Ce provocări au ridicat elevilor care au participat la simulare? Mulțumesc. Aș trece în revistă o analiză pe care am făcut-o eu. O trec acum în revistă sau un pic mai târziu, cum ziceți? Poți să începi acum, poți să treci în revistă și acum, O să sigur. încep acum, da? Bine. Da. Haideți că fac un export de ecran. Se vede? Da, începe să se vadă. Da, se vede. Da, bun. Așa. Deci am o analiză subiectelor, oarecum am făcut pentru toate probele, sunt patru matematici. Încep cu matematica MateInfo. Subiectul 1 roman, îmi cer scuze pentru cei care nu sunt de specialitate matematică, de matematică, dar e un pic mai tehnic. Încerc să nu fiu foarte tehnic pe matematică. Deci, subiectul unui roman e de clasa 9-10. Ce concluzie am tras eu? Că sunt șase itemi aici. Aproape toți cei șase itemi sunt de nivel clasa A de gimnaziu și clasa 9-10 de liceu. El este conceput ca să fie cu item de liceu. De exemplu, la problema întâi este o problemă banală de logaritmi, adică este chiar prima lecție de logaritmi. Trist este că 16% nu au luat 0 puncte. Problema a doua este o problemă de clasa a noua de algebră. Din nou, 12% nu au luat 0 puncte, 71% au făcut-o. Problema a treia este o problemă de clasa a cincea. O ecuație am și pus aici, nu știu dacă se vede, este o ecuație exponențială. Problema de fapt este de clasa a cincea, dar este transpusă într-o tehnică de clasa a zecea. Am pus doar ca o diferență, ca să vedeți cam care e diferența dintre ce se dă acum la BAC. Acest 2 la x plus 1 ori 8 la x egal cu 32 versus am făcut un screenshot după un manual de clasa a 5-a, numai că în loc de x avem pătrățica asta pe care trebuie să o completeze elevii, adică niște calcule ceva mai elaborate la nivelul clasei a 5-a. Problema 4 este o problemă de clasa a 6-a scrisă în limbaj de clasa a 7-a. Ea este ca fiind pusă în analiza Ministerului cu competențe de clasa 10, dar ea de fapt este de clasa 6. Am dat și un exemplu aici cam cum sună problemele de clasa 6, un pic mai dificile decât cele pe care le-au avut elevii. Problema 5-a este o problemă de verificare primară, calcul elementar a unor noțiuni de vector, deci este ceva simpluț de clasa a 9-a 10-a, depinde de cum le luăm. Respectiv, problema de clasa a 6-a este o problemă de nivelul clasei, problema 6-ei de nivelul clasei a 7-a, numai că este transpusă într-un limbaj de clasa a 9-a. Aș remarca faptul că dificultatea aici, 43% dintre copii au luat 0 puncte. Asta înseamnă că, de fapt, transpunerea într-un limbaj simplu și simplist de clasa a 9-a le-a creat probleme, chiar dacă problema a fost dată la evaluare națională. Aici am pus și niște screenshot-uri din manuale. Ca o concluzie, chiar dacă subiectul unui roman este din materia claselor a 9-a și a 10-a, analiza făcută de minister
Subliniază că sunt competențe de clasele 9-10. Sincer, cred că trebuie să ne gândim mai bine dacă sunt chiar competențele de clasele a 9-10 sau sunt subiecte de gimnaziu. Trec la subiectul al doilea. Subiectul al doilea e algebră clasa 11-12. Primul item este banal. Au de calculat un determinant așa. Foarte simplu. Subiectul 2 este calcul ușor. Itemul 3 este de nivel mediu. Aș insista asupra faptului că tot subiectul 2 roman, ei au algebra clasa a 12-a, dar ce am remarcat că algebra clasa a 12-a este mascată cu terminologie de clasa a 12-a, este de fapt o algebră de clasa a 7-8-a, hai să zicem cel mult a 9-a. Cu alte cuvinte, este o modalitate ascunsă de a nu utiliza competențe de clasa 12-a. Am făcut și eu analizele tipul acesta. Ce mi s-a părut mie a fost că subiectul 3 roman, care este un subiect de analiză matematică, clasele 11-12, a respectat cel mai bine paradigma actuală de elaborare de subiecte, adică este de la ușor la mediu dificil pe toate cele trei, toți cei trei itemi, ba din clasa 11, ba din clasa 12. Cred totuși că modalitatea de elaborare a subiectelor acestea ar trebui să schimbe paradigma. Aș insista asupra unui lucru care este chiar important. Baremul clasei A, baremul la analiză, la itemul 1, 3 roman 1, B și C, baremul este făcut corect. Deci nu discut despre corectitudinea baremului, ci discut de faptul că este interpretabil la nivelul corecturii și la nivelul înțelegerii de către elevi. Să mă explic un pic. Aici s-au creat niște confuzii și au pierdut elevii puncte, chiar dacă ei aveau dreptate. Doar spun foarte pe scurt, în barem, la itemul 1B, zice că funcția este crescătoare pe un interval minus infinit 2 închis, corect? La itemul 1C, același lucru subliniază că este strict crescătoare pe intervalul minus infinit minus 2. Baremul, repet, este corect făcut, pentru că funcția este, intru în detalii, funcția este continuă, deci e bine făcut, e bine gândit, dar creează confuzii la nivelul corecturii, în special dacă nu ești foarte bine pregătit la matematică, corecturii și redactării. De ce? Am elevi care își doresc media 10 la BAC pentru că au primit o bursă de câteva mii de dolari, euro, pentru a accede la o universitate de top mondial. Ei trebuie să ia 10 la BAC. Unul dintre copiii aceștia a luat 9,80 la o corectură prin faptul că i s-a scăzut aici. El a scris intervale deschise și în baremii au trecut intervale închise. Atenție, copilul avea dreptate. Nu contează dacă sunt deschise sau închise. Ce vreau să subliniez este faptul că poate că este necesară o precizare în barem că merg ambele tipuri de corecturi. Nu știu cum să zic. Baremul e bine și cu închis și cu deschisă. Atrag atenția asupra acestui lucru pentru că sunt foarte multe deficiențe în redactarea elevilor, respectiv corectura profesorilor. Cătălin, Foarte. te întrerup câteva secunde, pentru că acest aspect a fost acoperit prin declarația de la conferința de presă a Ministerului, în care s-a menționat că se va face o calibrare a evaluării înainte de bacalaureat, de examen de bacalaureat. Deci, Adică acea întâlnire cu profesorii. acea întâlnire organizată de minister cu inspectorii școlari și apoi inspectorii școlari cu evaluatorii din propriile județe. Acum, dacă o opinie absolut personală, eu cred că orice
Cred că cel mai bine ar fi să fie direct, adică o întâlnire gigantică cu mii de oameni, ca să vadă în direct ceea ce se întâmplă. Experiența mea spune că orice nod în comunicare înseamnă o sincopă în comunicare, deci s-ar putea să nu ajungă toate informațiile la profesor. Am înțeles. Și Deci, aș mai vrea să mai fac o singură mențiune cu cuvântul banal pe care tu îl folosești, poate fi banal pentru elevii tăi și poate nu, nu nu. fi banal pentru alții elevi. Elevii tăi sunt Da, cei mai evident mari. că dificultatea ține, totdeauna dificultatea ține de un repet personal. Deci, când folosesc eu cuvântul banal, folosesc și mă refer la competențele pe care ei trebuie să le aibă, raportate, evident, la pretențiile mele. S-ar putea cuvântul banal acesta să fie pentru un elev ceva foarte greu, dar totodată s-ar putea să fie pentru altcineva chiar banal. Deci, totdeauna dificultatea se referă la pretențiile și așteptările pe care le ai tu ca persoană. Eu m-am Mulțumesc pentru referit aici clarificare. la Da. faptul că acei item de multe ori erau la nivelul de gimnaziu, simpli la nivel de gimnaziu. Adică nu s-a trecut mai sus de clasa a noua și atunci eu i-am considerat banali, fiind poate foarte ușor de rezolvat de către un copil de clasa a șaptea. Mulțumesc pentru precizare, Cătălin. Te Da, rog da, să da. Deci continui. asta este așteptarea mea pe care totdeauna este la nivel de o așteptare individuală. Mulțumesc. Deci cuvintele sunt alese de mine. La fel am făcut o analiză la subiectul de științe ale naturii. Aici aș preciza faptul că din analiza mea nu s-a trecut mai mult în afară de itemul la subiectul 1 roman, itemul al treilea, nu s-a trecut la mai sus de nivel de concepție de clasa 8-a. Deci au fost niște subiecte ușoare. Problemele de clasa a 10-a ușoare au creat probleme elevilor. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că în momentul în care utilizez concepte de liceu de la ușor în sus, deja se creează dificultăți pentru cei mai mulți dintre copii sau pentru o bună proporție dintre ei. Analiza mea, aș dori să trec la tehnologic, la nivel tehnologic, la subiectul de la tehnologic, pentru că aici cred că totuși ar trebui schimbată paradigma de a face subiectele, pentru că am vaga impresie că mulți dintre acești copii nu reușesc să recupereze ceea ce au pierdut în gimnaziu. Evaluarea națională de obicei i-a clasat undeva în zona notelor mai mici, ca să spunem așa, sub 6 intuiesc eu, la matematică. Majoritatea itemilor sunt foarte ușori, sunt de gimnaziu la subiectul 1 roman. Subiectele 2 roman și 3 roman sunt, așa cum e conceput, sunt de clasele 11-a, 12-a, deci e evident să fie un pic mai dificile. Acolo le-au creat probleme elevilor. Cred totuși că ar trebui schimbată modalitatea să fie mai relevantă, nu mai grele, nu mai dificile, dar să fie mai relevante subiectele, pentru că riscăm cu subiecte nerelevante, riscăm ca elevii să nu mai învețe, ori noi ne dorim ca progresul socioeconomic al României chiar să fie real, nu doar pe hârtie, iar fără niște elevi care să gândească matematica în modalitatea ei cea mai bună, să înțeleagă terminologie și modalități de gândire, le va fi foarte greu să trăiască într-o lume globalizată. Atât am opresc deja. Relevant înseamnă, te referi și la modul de și la corespondența dintre subiecte și competențele din programă? Da. De cele mai multe ori, problemele de matematică cred că le putem categorisi grosolan în două tipuri de subiecte. Unu, probleme calculatorii, probleme în care îți exersezi abilitățile algebrice, ca să spun așa, adică acele probleme de calcul și probleme de raționament și logică matematică,
acele probleme de înțelegere mai profundă a ceea ce se cere. În analiza mea, au fost destul de puțini item care au trecut de pragul calculatoriu de care vorbeam anterior. Aș putea spune că doar la subiectul de matematică informatică s-au atins niveluri mai profunde de înțelegere. La științe tehnologic nu se pune problema la tehnologic, la științe foarte puțin și doar dacă ești îngăduitor s-au atins aceste tipuri de raționamente mai profunde matematic. Atenție, nu subliniez că-s grele, ci niște raționamente raționamente matematice adevărate, nu calcule sterile, ca să spun așa. Mulțumesc pentru precizările Mulțumesc și eu. foarte Nu știu bune. cum să opresc Tot de la share screen, Stop share, probabil. gata, gata, gata. Stop Am share. găsit. Mulțumesc. Scuze pentru timpul lung. Nu, chiar a fost interesant și pentru cei ca mine, de exemplu, care nu înțeleg matematica la nivelul ăsta. Îți mulțumesc frumos. Trecem la Mulțumim. a doua disciplină obligatorie pentru profilurile vocațional și filologie, și anume istoria, și o să rog pe Sorin să ne facă o expunere a subiectelor care au prezentat dificultăți pentru elevii care au dat simularea, în accepțiunea sa de evaluator. Sorin. Da, sunt evaluator de 2 ori, ca să spun așa. Am și o clasă de a 12-a, adică trebuie să fac simulări, corecturi, teste și așa mai departe, plus simularea BAC națională și iarăși a fost, și acolo am fost corector. Din perspectiva mea, subiectul de istorie este conceput. O să încerc și eu să văd dacă reușesc să fac un share screen. Am un mic material, mic, foarte mic. Așa. Sper că se vede. Da, a început să se vadă. Subiectul Se la vede. istorie este împărțit în 3 mari părți. Subiectul 1, subiect întâi, care are 30 de puncte și conceput pe 2 texte la prima vedere cu sarcini de lucru. Subiectul al doilea, tot 30 de puncte, cu un text la prima vedere și la fel cu sarcini de lucru, și subiectul al treilea, un eseu structurat. Din perspectiva competențelor și, da, pe care noi le avem hai zicem, de acoperit prin acest subiect, competențele generale, citit, înțeles text, reprezintă numai puțin de jumătate din punctaj, adică 46 de puncte din 90. Practic, poți să iei un 5,60 fără să știi istorie absolut deloc. Da? Citești textele și rezolvi sarcinile de lucru pe baza textelor. Ca să mă refer și eu ca și Cătălin, cred că ar fi competențe de primar aici, cel mult clasă la 5-a, 6-a. Adică nu mai mult. Dacă cumva mergem puțin mai departe, la competențe de nivel mediu, putem să vorbim de puține comparații între 2 fapte istorice, nici câteva prezentări, și aceste competențe de nivel mediu mai acoperă la fel, să zicem, cam încă 2,5 puncte, da? 2,50 puncte, adică 25 de puncte. Ce a fost mai greu, deși el nu este în definitiv cu socotit de minister dificil, este eseul. Eseul de la istorie este un eseu structurat cu 4, maxim 5 sarcini de lucru, din care ultima, într-adevăr, este de nivel dificil. Este vorba de o argumentație. Chestiunea pe care n-am văzut-o în analiza ministerului este câți dintre elevi s-au apucat de acest eseu. Din experiența mea de corectură, dar nu știu dacă eșantionul este chiar viabil pe plan național, cam 40% dintre ei, spre 50%, nu s-au ocupat deloc, nu s-au apucat deloc de subiectul al treilea. S-au mulțumit doar cu primele 2 subiecte din care puteau scoate un 7 fără prea mari dificultăți.
Da, cam acestea sunt, să zicem, analiza pe subiecte. Mulțumesc, Sorin. Mulțumesc. Te-ai încadrat într-un timp foarte, foarte scurt, așa cum ai și menționat. Revenim la limba română și vrem să discutăm cu Bogdan, să vedem care este abordarea sa în ceea ce privește evaluarea subiectelor, experiența ta de evaluator. Bogdan, ce spune despre subiecte, ce ai tu să ne spui nouă și elevilor și profesorilor? Da, eu nu am fost evaluator în acest an, dar bineînțeles că am discutat cu elevi, am discutat cu foarte mulți colegi, foarte mulți colegi din merit, tot profesori de limba română m-au sunat și fiind la o dezbatere, cred că ar trebui și să deschidem puțin zona asta mai problematică, ceea ce s-a întâmplat, pentru că de fapt suntem la 2-3 săptămâni după simulări și cumva lucrurile s-au mai calmat. Dar nu cred că a fost chiar așa momentul în care s-au dat rezultatele. Și dacă anul acesta avem așa o premieră că s-a făcut o evaluare digitală, eu cred că elevii au putut să vadă cum se corectează, ce așteptări sunt de la ei. Am văzut o mai mare atenție la baremul de corectare, ca altă dată, și lucrul ăsta pe mine unul m-a bucurat. În același timp, în momentul în care au venit rezultatele, cel puțin la limba română, și s-au trimis în teritoriu borderourile, s-a văzut că cel puțin cei cu care eu am vorbit și colegii din țară mi-au mai spus, sunt foarte multe recorectări. Am încercat să văd în documentele puse de minister dacă sunt menționate, cum a fost și la evaluarea națională. În schimb, nu sunt precizate câte recorectări sunt, pentru că, de fapt, aici ne-ar putea da un pic mai mult sens referitor la ce se întâmplă la evaluare în momentul de față. Și mai devreme ați folosit și tu și Cătălin două cuvinte importante, și provocare și paradigmă. E adevărat că paradigma toți o așteptăm odată să fie schimbată, să fie alte tipuri de subiecte și cred că în discursul tuturor colegilor am văzut nevoia aceasta de a evalua competențe. În același timp, spuneai de provocări. Eu nu cred că subiectul de bacalaureat îi provoacă foarte tare pe elevi, cel puțin la limba română. Ei se așteaptă la aceeași structură. Aceeași structură e de cel puțin 6 ani. Sunt foarte puține variabile. Și variabilele depind mai mult de textul pe care îl aleg autorii de subiecte. Dar nu cred că poate să vină ceva surprinzător. Lucrurile se pregătesc de obicei din timp și profesorii sunt influențați în predare de modul în care arată acest subiect. Cumva știm lucrurile acestea. În ceea ce privește limba română, revenind la subiect, rezultatele nu cred că sunt foarte bune per ansamblu, pentru că totuși avem la sfârșit de liceu, după foarte mulți ani de școală, probleme cu lexicul, probleme cu vocabularul, avem probleme cu localizarea informației sau cu inferențe foarte simple. Acum, dacă ar trebui să realizăm o comparare între modul în care se evaluează abilitatea de comprehensiune și PISA, la bacalaureat chiar nu putem să facem lucrul acesta pentru că nu ajungem la nivelul 2 de dificultate din PISA, așa că ar fi mai bine să nu ne atingem de partea aceasta ca să nu intrăm în... Deci nu cred că este relevant nici pentru ei, nici pentru noi ca societate să știm că la sfârșitul unor ani de școală, 12 ani de școală, copilul poate să identifice, să localizeze o informație. Nu știu cât îl provoacă pe el lucrul acesta. Apoi, dacă ne uităm la textul argumentativ și pe rezultatele care sunt puse în acest moment de minister, eu nu prea înțeleg. Cum de-au reușit copiii în proporție de peste 80% să aibă o opinie într-un text argumentativ, atenție, într-un text argumentativ, dar se rupe ceva la construcția argumentului. Și la construcția argumentului deja avem
mai puțin de jumătate din ei capabili să conducă frază. În același timp, dacă tu nu înțelegi în substanță textul, cum de-ai reușit să-ți construiești problematizarea? Aici e ceva destul de intrigant și cred că datele din acest moment, din evaluarea digitală, chiar pot pune pe masă niște informații care să deschidă dezbaterile. Și în special asupra baremului. De ce? Pentru că eu am văzut că sunt destul de multe ambiguități la nivelul baremului. Și cred că de aici derivă și diferențele de notare foarte mari. Cel puțin eu am văzut și subiecte notate cu 20 de puncte la 1B, dar și cu 9 puncte. Te intrigă ca profesor, că vrei, că nu vrei, te intrigă, nu-ți dai seama, ai citit și tu, ai posibilitatea să citești textul argumentativ făcut de elevul tău și pur și simplu nu-ți dai seama încotro e mai bine sau la ce se aștepta colegul corector. De aceea cred că intervenția cu bareme mult mai analitice, cu bareme mult mai detaliate, o definire mult mai clară a unor termeni, ce înseamnă nuanțat cu adevărat, dincolo de faptul că toată lumea știe. Dacă toată lumea ar ști și dacă nouă ne-ar fi clar, și evaluarea ar fi clară. Sunt multe lucruri ambigue care dau această diferență de notare și m-am uitat și la mesajul pe care l-au postat astăzi sau ieri cei din minister. Vă spun sincer că nu am înțeles. Voi fi un profesor care poate să ducă tot discursul, dar nu am înțeles ce înseamnă item de succes, nu am înțeles ce presupune această evaluare pe care analiză pe care ne-au transmis-o. Pur și simplu mă întreabă elevii ce înseamnă item de succes, ce se va întâmpla, va fi totul bine și frumos în vară sau la ce ne așteptăm. Cred că mult mai multă claritate ne-ar ajuta pe toți. Și în Bine, barem Bogdan, și. acum, într-adevăr, baremul, probabil că e bine să fie, să avem un barem foarte bine notat, foarte bine detaliat. Aș spune că acea calibrare de înainte de bacalaureat, cred că va rezolva lucrurile acestea și, în plus, aș vrea să spun, aș vrea să te întreb de unde crezi tu că vine modul acesta în care se formulează baremele? Dintr-un anumit tip de evaluare care a fost, pe care o practicăm noi în sistem, sau Da, eu faptul cred că că. nu avem o evaluare standardizată în timpul anilor școlari, că nu standardizăm evaluarea și că evaluarea este lăsată de multe ori la latitudinea profesorului. Bine, cred că de la ideea de a nu ne schimba, de a nu transforma cu adevărat paradigma, de a nu modifica paradigma. Adică e foarte simplu să ne uităm în Ungaria ce se întâmplă. Barem de 20 de pagini. Cu toate detalierile posibile. Pe structuri de subiecte, m-am văzut și în presă că se laudă unele subiecte, că merg pe gândire critică. Bineînțeles că dezbaterea poate fi largă. Din nou, haideți să ne uităm la italieni, să ne uităm la francezi, să ne uităm la culturile care încearcă cu adevărat prin educație să-și formeze și să fie, să-și formeze societatea și să fie relevantă evaluarea. Eu cred că la liceu se simte că de foarte mulți ani stagnăm. Eu am încercat să fac o evaluare la un moment dat, nu o evaluare, pardon, o analiză, ce s-a întâmplat în anii 2000 și ce se întâmplă astăzi. Și eu vă propun să vă uitați doar un minut ca să înțelegem Te cât rog. de fapt nu că evoluăm, ci că suntem cumva într-o proprie limitare. Să-i zic așa frumos. Te Asta rog. sunt. Am stat în bibliotecă să caut subiectele de prin 2000, din 2003 și din 2018. Și în 2000 erau 5 item pe un text la prima vedere, doar că atunci era text literar. Astăzi se merge pe text non-literar. Nu spun că e mai bun sau mai rău, spun doar tipul de text. În 2000, cu adevărat,
puneai probleme de interpretare. În 2018, nu faci altceva decât să faci decodare și comprehensiune de prim nivel. În momentul în care noi discutăm de comprehensiune de prim nivel și de decodare, nu putem spune că facem evaluare de competențe. Sunt abilitățile de bază și aici aș face observație, se observă, am remarcat din datele de la minister că avem o problemă la abilitățile de bază, la decodare și comprehensiune și la redactare. Dacă colegii mei mai mult ca sigur au văzut, sunt foarte puține puncte oferite la redactare. Copiii noștri au probleme la ortografie, au la punctuație. Așa era 2000-2018, cam asta e trecerea. La eseu, acolo unde toată lumea are o problemă, în 2000 scrie cam 3-4 pagini. Prin 2016 ți se cereau 600-900 de cuvinte, în 2018 minimum 400 de cuvinte. Repere mult mai complicate prin 2000 față de ceea ce se întâmplă. Adică e adevărat că suntem în trendul acesta de a simplifica lucrurile. Poate uneori discutăm chiar de relevanță, cât mai e de relevant pentru ei să învețe. Totuși, avem probleme de conținut. Punctaje foarte mici, atât la subiectul 2, unde aveau de învățat conceptul de indicație scenică, cât și la eseu. Ceea ce mi s-a părut mie interesant, am fost într-un examen de capacitate, o simulare de prin 2002, aproape aceeași structură de cerință ca în 2018 la bacalaureat. Doar că atunci puțin mai dificil pentru că ți se cerea să faci referire la momentele subiectului. Astăzi poți să nu citești nicio carte și să faci față cu un eseu de 400 de cuvinte. Adică discuția noastră ar trebui să fie și în contextul acesta al diminuării foarte tare a standardelor pe care le avem și a modului în care ne raportăm la evaluare. Eu aș face și o altă precizare, Bogdan. Examenele naționale din 2002 erau desfășurate în cu totul alte condiții și mă refer la camerele de luat vederi care nu existau în acea vreme. Da, categoric, eu vorbesc de o viziune. Da, ai Eu dreptate. vorbesc de o viziune, de un Da. mod de a înțelege educația și pretențiile pe care le avem de la elevi. Știi, vorbeam mai devreme, Cătălin, de banal, simplu, Sigur. totuși dacă ne raportăm la 2000 sau la 2017, subiectul de acum este net inferior, dar problemele pe care le descoperim sunt destul de grave. Adică, cred că ar trebui în cele 2 luni, 2 luni și jumătate care au mai rămas, elevii să înceapă să învețe mult mai profund atât conceptele cât și elementele de istorie literară. Și în același timp, mai mult atenție la lucru cu textul, la modul în care se face decodarea, parafrazarea, comprehensiunea, mult mai multă atenție la partea de lexic, de vocabular și astea nu sunt lucruri foarte complicate, pe care colegii mei cu siguranță le pun în practică deseori. Mulțumesc pentru precizările tale. Aș vrea și eu să fac două precizări. În spiritul celor pe care le-am amintit până acum, trebuie să fim conștienți că este o imagine pe care ne-am făcut-o cu această ocazie asupra modului în care asupra rezultatelor elevilor. Deci aceasta este imaginea la acest moment. Și această imagine este obținută cu două foarte importante victorii, aș spune eu. Camerele de luat vederi la examene și platforma digitalizată și evaluarea digitalizată. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Bogdan! M-aș întoarce către Sorin și către Sorin Haiduc de data aceasta și aș vrea să-l întreb care este opinia elevilor dumnealui despre simularea bacalaureatului? Știu că a administrat un chestionar la nivelul elevilor din clasa 12-a și cred că este interesant să vedem ce spun și elevii. Da. În primul rând, aș dori să-i felicit pe colegii mei pentru excepționala analiză a subiectelor pe care am văzut-o. Aș aprecia
Așa cum spunea Cătălin, cel puțin la matematică, pentru că eu sunt profesor de matematică, nivelul din ce în ce mai scăzut de dificultate al subiectelor și cu acest nivel scăzut, rezultatele sau procentul de probabilitate, acum mă refer și la examenele din vară sau din toamnă, nu se modifică semnificativ. Pe mine m-a interesat să aflu opinia copiilor relativ, în primul rând, la această simulare, să văd cum au privit ei simularea și ce dorințe de a trimite sau de a-mi transmite un mesaj public mai departe. Și am constatat niște lucruri foarte interesante. În primul rând, că ei consideră și am stabilit și un raport procentual legat de exemplu, la opinia lor referitoare la utilitatea simulării examenului de bacalaureat. Și 92% dintre copii au considerat că este util și extrem de necesar, utilă și extrem de necesară această simulare. 8% dintre ei au spus că le-a fost indiferent, au tratat cu indiferență acest examen, această simulare. I-am mai întrebat câte ore au alocat la pregătire sau pentru pregătirea simulării și, foarte interesant, ar fi la matematică, pentru că trebuie să spun, este vorba de o școală cu oarecare rezultate bune și o durată medie de pregătire pe săptămână la matematică ar fi undeva în jur de 8-9 ore. Deci asta înseamnă că pentru simulare elevii s-au pregătit totuși o oră și jumătate pe zi. În același timp, când i-am întrebat despre motivele la modul general pentru care rezultatele nu au fost cele scontate sau atât de bune pe cât s-ar fi așteptat, ne-am fi așteptat cu toții, unul dintre motive a fost dezinteresul copiilor, acum discutăm la modul general. Legat de gradul de dificultate al subiectelor, noi acum putem să analizăm, pentru că noi vedem subiectele de ani buni și le putem compara și atât Bogdan cât și ceilalți colegi au făcut precizări legate de acest lucru. Copiii le consideră echilibrate în procent de 80%. Pentru că ei se raportează la subiectul sau la gradul de dificultate al subiectelor din ultimii 2-3 ani. Noi, evident, că dacă ne uităm în urmă cu 10 ani sau în urmă cu 20 de ani, constatăm niște lucruri interesante. Referitor la opinia lor privind organizarea simulării la nivel național, i-am întrebat cum ar considera ei că ar fi bine să se desfășoare, dacă ar fi bine să fie simulare în continuare și sub ce formă ar trebui să se organizeze. Și spre surprinderea mea, 96% au spus că ar dori ca, pentru colegilor mai mici, evident, simularea să se desfășoare exact ca în acest an și în anii precedenți. Doar 2% au spus că ar fi bine doar pentru elevii interesați să se țină simularea. Prin urmare, opinia lor a fost că simularea este bine cum se desfășoară. Din punctul nostru de vedere, al profesorilor, al directorilor și al corectorilor, lucrurile stau un pic altfel, pentru că organizarea unei simulări implică foarte multe lucruri și compromisuri legate de programul școlar al copiilor, de numărul de săli de clasă, de supraveghetori, deci este o problemă logistică foarte, foarte mare pentru noi. Pe de altă parte, și colegii care corectează, ei au multe lucruri de făcut în afară de a corecta și i-am mai întrebat apoi, apropo de nemulțumirile lor legate de sistemul acesta de corectare care este nou. Eu aș aprecia în mod pozitiv faptul că această corectare s-a făcut în mod digitalizat, pentru că este un instrument extraordinar de util. Noi acum avem posibilitatea să vedem ce se întâmplă la nivel de item, lucru care nu se putea întâmpla până acum. Deci, din punctul nostru de vedere al profesorului, este un instrument fantastic și al Ministerului, desigur. Însă copiii au perceput lucrurile cu totul și cu totul altfel, pentru că este prima dată când ei au putut să vadă exact diferențele din notările corectorilor și pentru ei a fost ceva șocant ca să vadă că între corectori pot să fie diferențe și de 3 puncte.
Și este chiar un pic șocant, nu, pentru un copil, ca aceeași lucrare să fie corectată la o asemenea diferență. Din punctul meu de vedere, pentru matematică, consider că și un punct diferență între cei doi corectori este foarte mult. Și acum aș preciza, vă mai rețin un pic, în mulți ani, în cei mulți ani în care am fost corector, de mulți ani sunt corector la bacalaureat, pentru că îmi place să fac lucrul ăsta, niciodată nu am lăsat o diferență mai mare de 50 de sutimi. Pentru că am avut posibilitatea, pe care o știm cu toții, de confruntare a celor două lucrări. Acum, statistic vorbind, din 100 de lucrări, cu siguranță vor apărea undeva în jur de 20-25% în care diferențele sunt semnificative. Și în momentul în care cei doi corectori se pot confrunta, din motive diverse, ei au dat punctaje diferite, dar în momentul confruntării se pun de acord și o astfel de discuție eu consider că este extrem de utilă și nu mai lasă loc de astfel de situații, cum să spun, de mare exagerare. Evident că ei au fost nemulțumiți și au spus că ar trebui să se revină la corectarea clasică, au mai spus că ar trebui să existe posibilitatea confruntării între cei doi corectori. Dintre toți copiii care și-au exprimat opinii cu privire la corectarea digitalizată, acum mă refer la opinia copiilor, o singură opinie pozitivă am avut din 76 de respondenți. O singură opinie pozitivă. Ei spuneau, printre altele, ce gândeau ei, că lucrările fiind corectate acasă, permit o distragere mai ușoară a corectorului de la, sau nu se focalizează asupra lucrurilor. Pe de altă parte, acum vorbesc din punctul de vedere al directorului, al profesorului, fiind suprapunere, corectare, cu programul de la școală, cu pregătirea pentru lecții, profesorii au avut timp relativ scurt și poate că unii dintre ei au tratat cu superficialitate această corectare. Printre altele, și știm cu toții, și mi s-au plâns colegii mei, că au primit din ce în ce mai multe lucrări, s-au trezit cu încă 10 lucrări, cu încă 15 lucrări în plus, lucru care a fost neplăcut pentru ei. Da. Cătălin vrea să intervină. Da, mulțumesc, Sorin. Știu că Cătălin are de intervenit aici. Să Așa, revenim și așa, eu așa. după aceea un picuț. Da. Mulțumesc. Așa. Ce zicea Sorin este foarte adevărat. Aș dori doar să subliniez câteva lucruri, că timpul a fost foarte scurt pentru profesori. Deci, bun. În acea perioadă s-au suprapus așa. Pentru un profesor obișnuit de română și de matematică, am avut 1. Corectură evaluare națională, 2. Corectură olimpiadă locală și județeană. La română sunt, nu știu, 6-7 olimpiade, deci colegii de română sunt terminați cu atâtea corecturi, sâmbete, duminici pierdute. Timpul foarte scurt pe care l-au avut profesorii la corectură, la evaluare națională, foarte scurt. N-am înțeles niciodată de ce ministerul nu poate să prelungească cu o săptămână sau două, chiar și în timpul discuțiilor, adică la fel cum au întârziat cu publicarea rezultatelor, se putea întârzia și un pic cu publicarea rezultatelor. Cred că o gândire mai bună și mai strategică asupra calendarului ar fi de dorit. De exemplu, știu sigur, studenții din străinătate primesc rezultatele după, chiar și după o lună de zile de la examene. La noi întotdeauna ne grăbim și de fiecare dată când te grăbești, parcă lucrurile nu ies cum trebuie. Aș avea o sugestie. Eu știu cum se corectează la Bacalaureatul Internațional. La matematică, bacul internațional este universal, deci gândiți-vă că peste tot în lume sunt aceleași subiecte, sunt mii, dacă nu zeci de mii de elevi care dau bacul internațional și se corectează foarte bine în felul următor. Ca să nu existe diferență de corectură, din când în când, organizatorii lansează câte o lucrare test
Și astfel se calibrează corectura pe lucrarea test. Adică, dau un exemplu, dacă lucrarea test este evaluată de către comisia respectivă cu nota 8, să zicem, și tu, profesor evaluator, o supraevaluezi sau o subevaluezi, de aici e o diferență foarte mare, atunci îți apare așa o chestie, un fel de punctuleț, un steag roșu și zice, vezi că ești, dai prea mult. Se poate face o chestie de asta foarte simplu ca să se calibreze evaluarea respectivă. În al doilea, o a doua sugestie ar fi următoarea. Cred că noi suntem obișnuiți ca țară că dacă profesorii fac un curs, chiar au competențe. Sau dacă un om are curs, un curs are competențe. Nu e așa. De foarte multe ori aud din grada ministerului că profesorii au făcut cursuri, le cred, au făcut cursuri de evaluare, de nu știu ce. A face un curs nu este garanția calității. La fel cum eu dacă fac o facultate de inginerie sau de orice facultate, nu voi fi un bun inginer decât după o anumită perioadă de timp și dacă cineva mă testează într-un mod serios. Ce aș vrea să spun este că n-ar trebui să se pună atât de mult accentul pe profesorii care fac cursuri de evaluare, cursuri de etică, 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 pentru că a face un curs nu este garanția calității. Dar, mă rog, să fiu un pic sarcastic, este în tradiția noastră să bifăm cursul. Da, îmi cer scuze. Mulțumesc. Nu trebuie să-ți cer scuze pentru opinie. Mulțumesc și eu, Cătălin. Sorin, spune că ai chiar dacă ceva monopolizez un pic discuția către matematică, aș vrea să spun și i-am întrebat pe copii care consideră ei că sunt cauzele rezultatelor slabe obținute în acest an. Mă rog, noi sunt în limitele anilor precedenți și eu aș scoate câteva idei. Și anume să ne reamintim că această generație a trecut în anul sau pe o perioadă de 2 ani prin pandemie și a fost extrem de nociv pentru pregătirea lor, o perioadă în care ei s-au rupt de școală total. De asemenea, acum făcând o analogie, când începe pregătirea pentru bacalaureat, probabil cu 8-10 ani înainte de desfășurarea bacalaureatului. Și aș mai adăuga că acești elevi care acum dau bacalaureat au fost prima generație care au dat evaluarea națională cu subiectele după noua configurare. Din punctul meu de vedere, tipul de subiect de evaluare națională este extrem de nociv pentru pregătirea matematică. Din punctul meu de vedere, este inadmisibil ca să mergi până la nota 7 cu subiecte de tip grilă, în care evaluezi poate mai mult norocul decât competențele, pentru că cu siguranță raționamentul matematic sau gândirea matematică nu este evaluată în niciun fel, în niciun fel. Prin urmare, acești copii sunt obișnuiți cu un anumit tip de subiecte pe care le-au extrapolat și la nivel de bacalaureat. Probabil că au tratat cu dezinteres simularea. În orice caz, eu aș sublinia importanța simulării pentru că ei au avut acum prilejul să vadă cum stau, care este nota, pregătirea lor în acest moment și ce ar trebui să facă pe mai departe să obțină un rezultat bun. Și le-am pus și această întrebare și cei mai mulți mi-au spus că eu trebuie să muncesc mai mult. Asta este concluzia. Mulțumesc! Mulțumesc, Sorin. Pentru că ne-am referit la diferențele dintre evaluări și diferențele de punctaj dintre mai mulți evaluatori, avem o întrebare care spune așa. Ce le spunem elevilor despre diferențele apărute în evaluarea lucrărilor lor? Diferențe pe care ei le-au văzut acum. Da, cred că la română se referea, am citit și eu comentariul doamnei profesoare. Da, la română au fost problemele mai mari, că la matematică e un pic mai focusat, adică baremul poate nu-ți permite să faci atât de multe
nebunii, cum zicem noi la română, în schimb. Da, am avut și eu 11 lucrări din 29 cu 4 note și așa cum zicea și doamna profesoară, cu diferențe destul de mari între note. Uneori chiar nu-mi dădeam seama de ce exista mai mult de 2 puncte, 2 puncte jumate, 3 puncte. Ca, de exemplu, o lucrare concretă, eu am avut foarte puține lucrări cu subiectul 3, avea 400 de cuvinte la subiectul 3, ceea ce știm că atunci copilul primește punctajul pe redactare, așa cum este el, cu greșeli, cu ce-o fi, dar o notă avea punctaj pe redactare și o notă avea punctaj 0 peste tot. Mi-a fost extrem de dificil să îi dau un răspuns argumentat copilului, care este un copil bun, care este de peste 9 la română, și m-am gândit că a fost furat de numărul de cuvinte și că acel profesor poate a considerat că nu are 400 de cuvinte, deși avea 400 de cuvinte. Da, e o întrebare cu care cred că ne-am confruntat majoritatea profesorilor de română în clasă, și un răspuns logic, coerent, nu cred că a fost. Am spus doar că trebuie să se obișnuiască cu faptul că sunt profesori diversi, că poate în situația respectivă nu a fost atent când a corectat, că, nu știu, e foarte dificil să știți când ești pus în fața acestui exemplu, că nu știi, așa cum zicea Bogdan înainte, dacă tu ai o problemă, cum ai, nu știu, cum ai predat sau cum ți-ai calibrat răspunsul sau cum ți-ai predat conținutul, dacă copilul are o problemă, dacă un alt profesor din țară are o problemă legată de cum a evaluat subiectul respectiv. Ne-am mai discutat intern la Merito și ne-am dat seama cât de multe carențe există în modul de corectare al nostru, al profesorilor la nivel de țară. E o realitate. Și nu știu dacă a fost luat, acum corectez că nu mă plătește nimeni și corectez și eu de dragul de a corecta, eu nu cred că vreun profesor și-a permis așa ceva, adică eu nu aș putea să mă pun în fața laptopului și să corectez o lucrare doar de dragul de a corecta. Nu știu, mi-ar fi plăcut aseară, sau ieri, când s-au afișat rezultatele, așa cum zicea și Bogdan, să vedem câte lucrări au avut aceste mari diferențe, mari, nu două corecturi, că acolo e firesc. Mi-ar fi plăcut să văd rezultate pe profilul tehnologic, nu profilul real și uman. Am discutat și asta intern și noi. Chiar dacă tehnologicul și realul au același subiect la română, identic subiectul 1, 2 și 3, nu este același lucru ca rezultat. Eu predau și la tehnologic, am avut de-a lungul anilor și copii din tehnologic în examene de evaluare, și aș fi vrut să stau, adică aș fi vrut să-mi dau seama la nivel de țară ce se întâmplă și în spatele acestor item, nu doar la nivel de real. Când vorbim de real, vorbim de clase foarte bune de matematică informatică, probabil, de biologie, chimie, care de multe ori au rezultate mai bune decât la uman. Umanul are în jur de 5-6 ore de română pe săptămână, tehnologicul nu are nici măcar acele 36 de săptămâni cu 3 ore pe săptămână. Pentru că la nivel de 4 ani, tehnologicul pierde foarte multe ore de română față de real. E o realitate. Ca să nu mai spun că de multe ori mi s-a întâmplat să am clase de tehnologic care dau bacalaureatul pe proba a treia din biologie și nu studiază biologie în clasa 11 și a 12. Pentru că nu-și permit la tehnologic să aleagă o chimie sau o fizică la clasa a 12. Cred că sunt foarte multe sincope în modul de a structura, de a da un examen de evaluare, încât nu aș ști de ce, adică am atât de multe semne de întrebare după această evaluare, încât dezbaterea de astăzi o să ridice și mai multe semne de întrebare. Și norocul meu este că anul acesta sunt regintă de real, adică o să fie un pic mai ușor să pregătesc cumva ce mai rămâne până în iulie, dar eu sunt convinsă că astăzi aici sunt foarte mulți profesori care predau română în licee tehnologice și care, la nivel de țară, sunt, mă rog, cred cu siguranță, sunt clase în care procentul este zero la română. De promovabilitatea simulării. E o realitate.
Există și în Maramureș clase de genul acesta. Deci sunt foarte multe semne de întrebare, iar de ce o notă e de 9 și una de 6? Cred că, nu știu dacă cursurile, nu știu, unul din colegul meu zicea că acele cursuri de evaluare pe care noi le facem ne dă competențele necesare de a fi și foarte buni evaluatori. Așa este, Cătălin, să știi că sunt de acord cu tine, nu ne dă. Și n-aș vrea să fiu foarte acidă, uneori sunt foarte directă, dar cred că uneori în evaluare nu este vorba despre noi ca profesori, ci este vorba despre elevi. Adică nu e suficient să spun că eu asta predau la clasa mea și cred că doar secvența aceasta se potrivește aici și atunci nu punctez pentru că copilul a scris o altă secvență, nu cred că și are rostul, pentru că nu e vorba de olimpiadă, nu e vorba de o admitere la facultate, ci e vorba, așa cum spune și Bogdan, de un barem pe care îl avem, așa cum îl avem și pe care scrie că trebuie să punctăm două secvențe. Nu ne spune mai relevante, mai puțin relevante, mai cum am vrea noi, cum predăm la clasă. Deci cred că acolo cumva ar trebui profesorii sau profesorii care, și apropo, nu suntem obligați să mergem evaluatori. Ne alegem noi, ne înscriem profesorii, dacă dorim să evaluăm în acest examen de simulare sau de bacalaureat. Atunci, dacă ne alegem să mergem, ne asumăm anumite lucruri. Nu știu, poate că am vorbit cam mult, dar am așteptat să vorbesc pentru că, la fel ca doamna profesoară, am fost foarte revoltată și eu de tot ce s-a întâmplat la această simulare. Și nu e vorba doar să analizăm subiectele, cum au fost. E foarte greu să știți un copil de tehnologic să vorbească despre presă. Un copil care nu intră cu nota 5 în clasa 9 la română. Și după 4 ani, eu să-l învăț că presa, unde în clasa 9 am stilul publicistic, câteva ore, și în care îi, mai nou, eu, îi pun un ziar în brață, dilema veche, și îl pun să citească niște articole, sau că vine un profesor și evaluează al doilea argument pe de altă parte, că nu se poate să aibă, trebuie să fie două argumente clare, pozitive, să fie de acord cu ce se cere, să spună că nu doar presa este cea care dezvoltă gustul artistic al elevului sau al adolescentului sau al tânărului. Poate și altceva, poate modul în care eu citesc cărțile acasă sau poate cultura pe care o am din familie sau modul cum sunt educat. Copiii nu știu să-și spună punctul de vedere și mai nou, după această evaluare, cred că o să le fie frică să spună punctul de vedere într-un text argumentativ. Pentru că le teamă că nu vor fi punctați nici cât au fost punctați. Pentru că nu mergem după anumite tipare, în primul rând, în al doilea rând, în opinia mea. Și mai am un singur lucru de spus și apoi o să închei. Mă deranjează foarte mult când în examenul de bacalaureat evaluez textele argumentative după șabloane de clasa 8-a. Cred că în clasa 8-a se evaluează aceste șabloane și copiii primesc anumite note pentru lucrul acesta. În clasa 9-a avem conținutul textului argumentativ pe care noi trebuie să clădim cu ce vin copiii din clasa 8-a. Și atunci e firesc ca după 4 ani, când evaluez acest text argumentativ, să văd ceva mai mult decât, în opinia mea, în primul rând, în al doilea rând și în concluzie. Și mă macină această problemă de aproape 22 de ani de când corectez în examenul de bacalaureat. Cred că există și alte structuri care se pot utiliza și să învățăm pe copii, cât se poate și altfel, să aibă și contraargumente. Și cred că am vorbit deja prea mult. Mulțumesc, Tatiana. Ai vorbit mult și, după părerea mea, bine. Ideea este că toate aceste lucruri pot ajunge într-un document pe care să-l înaintăm celor ce fac subiecte, pentru că, până la urmă, nu, propunătorii de subiecte sunt toți dintre colegii noștri profesori. Ne întoarcem la istorie, ne întoarcem la Laura. Și o rugăm să ne spună ce e de făcut de acum încolo. Ne întoarcem întotdeauna la istorie, că dacă nu învățăm din ea, tot repetăm greșelile. Mulțumesc. Vreau și eu să intervin puțin pe bucățica de discuție pe care a abordat-o Tatiana apropo de întrebarea colegei noastre legată de diferențele mari de punctaj.
și am observat diferențe mari de punctaj de la un evaluator la altul și la istorie. Asta pentru că, într-adevăr, la matematică ai răspunsul corect, nu ai răspunsul corect, deși cred că și aici au fost unele diferențe. Colegii, în mod sigur, știu mult mai bine. Dar și la istorie, foarte multe lucrări care trec prin patru corectori, tocmai pentru că diferențele sunt foarte mari și am mai stat de vorbă și cu alți colegi. Același lucru l-a observat și dumnealor. Unde am remarcat eu cel puțin că au apărut diferențele? În baremul dat de minister, de exemplu, acolo unde se cere relația cauză-efect, în baremul dat se scria un exemplu din textul respectiv de relație cauză-efect. O parte din colegii corectori, dacă nu a fost acea relație cauză-efect, nu au punctat. Relația cauză, în textul totuși pe care l-au primit copiii, erau cel puțin trei informații aflate în relație cauză-efect. Oricare dintre ele, dacă arată că e relație cauză-efect, trebuie punctată. Ba, eu chiar aș aplauda copilul care are o gândire logică și vede și dincolo de conectorii clasici și vede mai bine sau poate înțelege că arată o gândire logică. Și bineînțeles, și mai departe, acolo unde erau acei itemi puțin mai, care dădeau din nou nevoia de a cerceta, de a argumenta, tot aici apar diferențele foarte mari. Unii colegi s-au cramponat foarte mult strict de baremul dat de minister. Tocmai de aceea cred și eu, așa cum au spus și colegii, v-aș vrea să nu mă repet, că este nevoie de o pregătire înainte de evaluarea efectivă a examenului de bacalaureat și o pregătire, cum spunea Cătălin, cu toții, pentru că mesajul se diluează de la primul până la ultimul, unde sunt nodurile acelea foarte frumos spus în comunicare, se va dilua din mesaj. O pregătire a tuturor colegilor care vom merge la corectat în vară. Pentru a înțelege că totuși trebuie să punctăm, repet, și acolo unde, uite ce să vezi, viziunea copilului corectă, poate nu e identică cu a noastră. Deci, ce putem face? În primul rând, cred că în momentul acesta trebuie să facem o formare a profesorilor serioasă. Într-adevăr, mersul la un curs nu ne garantează niște competențe, iar cu riscul de a fi puțin rea, în ultimii ani, de când o parte din cursuri se fac în online, este din nou și mai greu. Pentru că colegii sunt sau nu sunt acolo, în spatele camerelor suntem sau nu suntem, și hai să ne ascundem după degete, jumătate dintre ei nu sunt. Sau poate mai puțin de jumătate și uite ce să vezi, sunt eu sceptică. După care, ce putem face pe termen scurt, că asta vorbeam și cu colegii în grupul restrâns, pe termen scurt, trebuie să lucrăm cât mai mult la clasă, pe punctele acelea, că avem totuși statistica dată de la minister, așa cum este ea făcută și venită târziu, dar din care putem să vedem ce subiecte au fost mai puțin atinse sau aonde gradul de atingere totală, deci pe maximum de puncte, a fost mult mai redus. Și să lucrăm cât mai mult pe acele subiecte și pe acei item. Adică ce facem? Hai să lucrăm concret. Ce nu înțelegeți sau ce nu vă iese vouă, dragii noștri? Păi uite, apropo, nu identificăm întotdeauna corect relația cauză-efect sau atunci când trebuie să argumentăm dintr-un text, uităm că trebuie să aducem două afirmații din text și aducem doar una că ne-am grăbit noi repede. Nu știu de ce ne-am grăbit noi repede. Așa. După care, după ce încercăm acest lucru de ameliorare, da, și eu aș avea curiozitatea câți elevi au abordat subiectul 3. Mă îndoiesc că au abordat foarte mult subiectul 3, partea a treia la noi la istorie, adică CLS-ul, care este mult, mult mai complex. Iar pe termen lung, pe anii școlari următori, ce cred eu că s-ar putea face? Să se lucreze mai mult cu textul, începând cu clasa a noua, nu clasa în anul terminal de liceu, începem să lucrăm cu textul eventual, nu știu, de prin ianuarie, că până în ianuarie n-am făcut asta. Se simte faptul că nu se lucrează suficient pe text, cel puțin la istorie. Am înțeles. E nevoie, ați vorbit toți de pregătirea evaluatorilor. Este nevoie de Da. formare sau este de ajuns, ați vorbit și despre bareme foarte amănunțite. Este de ajuns un Și, barem și, și, foarte și. amănunțit sau e nevoie și de formarea evaluatorilor? Cred că și, cum spunea Și, și și. Sorin, și.
Și încă un aspect să nu uit. Am ascultat-o și pe Tatiana și mi-am dat seama că același lucru se întâmplă și la istorie. La istorie, examenul de bacalaureat este dat atât de elevii din liceele teoretice, clasele de uman, cât și elevii din liceele vocaționale, pe specialități vocaționale. Subiectele sunt identice, dar un liceu de arte sau un liceu sportiv au, elevii de acolo au 2 ore de istorie pe săptămână. Elevii dintr-un liceu teoretic, la clasa de filologie, au 3 ore de istorie pe săptămână, cei de la clasa de științe sociale au 4, dar de cele mai multe ori 5, plus un opțional. Apoi, la 5 ore pe săptămână versus 2 ore pe săptămână, cantitatea de informație și ceea ce lucrează copilul respectiv și cât de mult are timp să exerseze pe variante de BAC, cât timp are să lucreze pe variante de eseu, este clar, net superioară, vorbim de dublu, uneori chiar dublu plus 1. Ori Da, și mai armonizăm este. subiectele cu numărul de ore, ori creștem numărul de ore. La noi mai există o problemă și la barem, în sensul că Ministerul de câțiva ani a încercat să reducă acel decalaj între profesori și a eliminat aproape în întregime baremul intermediar, punctajele intermediare. Și noi avem un item, de exemplu, care are 0, 7 sau 10. Ei, dacă un profesor de 0 și un profesor de 7, că nu e nevoie de cel maxim, dați seama, deja avem 7 puncte diferență între ei. Și la fel mai avem un alt item cu 0 sau 4. Un punct este diferență numai din aceste două subiecte micuțe. Și de aceea, la noi, de exemplu, au ieșit diferențe din ce am văzut eu mai mari decât la română, spre surprinderea mea, deși istoria o categorisesc mai aproape de matematică prin precizie și conci și logică, adică nu prea ar trebui să fie multă discuție. Dar avem lucrări cu 4 puncte diferență între evaluatori. Mult prea mult, la niște chestiuni realmente aproape standardizate. Mulțumesc Iar că despre profesor, pregătirea de profesor, eu consider că e bună. Acum, nu știu dacă, nu știu, 2000 de evaluatori odată cu ministerul ar fi ok, dar eu ar fi de, am putea să încercăm și pe asta. Dar oricum trebuie să discutăm între noi. Și într-adevăr, discuțiile între profesori, eu mi-aduc aminte că corectez la bacalaureat de vreo 20 de ani, de fiecare dată, înainte de a intra în sala respectivă, discutam între noi. Cum punctăm aici? Dar dacă elevul zice așa, dar dacă elevul zice așa, pentru că problema cea mare este că elevul nu spune cum vrem noi, cum zice baremul. El spune cum crede el. Iar noi trebuie să încadrăm acea situație cât mai corect posibil și, bineînțeles, cu punctaj. Ideea este că nu întotdeauna baremul prevede toate situațiile posibile și de aici apar, evident, diferențele respective. da, mulțumesc Laura, mulțumesc Sorin. Pe ce credeți că ar fi util să se concentreze acum profesorii și elevii pentru a se pregăti foarte bine sau cât mai bine pentru examenul de bacalaureat? Să fiu așa puțin ironic, pentru Paște ar trebui să se pregătească, vine Paște, așa că avem pentru ce ne pregăti. După asta mai vedem următorul, da, pas, nu cum zic englezii, Doina, tu ești o foarte bună soară de engleză, când vom ajunge la acel pod, atunci ne vom gândi cum să-l trecem. Nu are rost până atunci să ne gândim, nu? Bineînțeles, ar trebui să încerce să rezolve din ce mai pot rezolva. Nu sunt așa de optimist ca Bogdan să zic că acum vor rezolva tot, dar Sorin, pierzi, eu cel puțin te-am pierdut. Am pierdut, cred că ai avut o problemă cu internetul și n-am auzit foarte bine ce ai spus. Dacă vrei să repeți. scuze, da. Nu știu dacă mă aud. Da, acum se aude. Am zis că nu, da? Am zis că nu sunt așa de optimist ca Bogdan să cred că se vor Da. rezolva toate în ăsta 2 luni jumate. Eu sper ca măcar de la 5 la 7 asta se poate rezolva majoritatea dintre ei. Asta cred eu. Restul? Da. Da, pe ce ar trebui să ne concentrăm, Cătălin? Cred că sistemic ar trebui să ne concentrăm pe o îmbunătățire a paradigmei școlare,
de a îmbunătăți modul de predare, de a gândi altfel programele școlare în bine, așa. Sincer, sunt oarecum deranjat de faptul că toată finalitatea este pentru un examen, când de fapt copiii ar trebui să învețe pentru viață, pentru ei înșiși. Acum discutăm la română și la istorie, eu remarc mari carențe în a citi a elevilor. Pur și simplu nu citesc nici măcar ceea ce le place. Deci sunt foarte pesimist în zona aceasta, dar Corect este nu citesc. nu citesc aproape deloc. Atât. Nu citesc. Atât. Restul. Da. Da, TikTok-uri. Cred că ar trebui ca noi să ne gândim pe termen lung, ci nu doar să ne gândim ce am putea să facem. Evident că eu, de exemplu, pot să zic foarte bine să ia subiectele de la bacalaureat din ultimii ani, pentru că nu se schimbă nimic în ultimii 10, 15, 20, 30 de ani. Paradigma de subiecte este de aceeași de aproape 30 de ani la matematică. Mici diferențe în formularea subiectelor. În sensul îmbunătățirilor, chiar sunt mult mai precise, dar pe de altă parte s-a diminuat din calitate. Deci dacă vor să ia bacul cu o notă acceptabilă și să știe ce s-a dat la bac, pur și simplu trebuie să ia subiectul de simulare, pentru că așa ne-a zis și ministerul. Luăm subiectul de simulare și să rezolve aceleași tipuri de probleme, pentru că nu o să se schimbe aproape nimic. De fapt, ministerul ne-a și spus că vor calibra subiectele în funcție de, nu mai știu cum era exprimarea lor, itemii favorabili sau cum erau aia, mă Succes. rog, cum? Item de succes. Itemii de succes, cu alte cuvinte, noi dacă vrem să avem succes, vom face niște item de gimnaziu, de eventual de clasa 9-a, 10-a cu competențe inferioare și vor avea succes. Problema este ce vom face pe viitor. Pentru că lucrurile nu sunt roze, ori cred că este o greșeală în modul de transmitere din partea ministerului că trebuie să avem succes doar pentru bacalaureat și că noi trebuie să ne fixăm doar pentru bacalaureat, pentru că sunt mulți colegi care sunt demotivați să lucreze serios la clasă, pentru că la bac se dă prea ușor. Nu, atenție, nu prea ușor, nerelevant câteodată. Se simt, mulți dintre noi ne simțim oarecum ciudat când mergem în fața elevilor să le dezvoltăm competențele din programa școlară, când vedem că nu sunt evaluate aceste tipuri de competențe. De remarcat faptul că în analiza pe care am făcut-o eu la subiectul de algebră, clasa 12-a, la doi item nu am găsit competențele din programa școlară la care se făcea referire. Pur și simplu nu le-am găsit. Cred că sunt destul de incompetent în cazul acesta. Și ar trebui pe termen lung să ne gândim ce facem cu noi, cu sistemul nostru educațional, pentru că sistemic nu este în regulă. Concret, dacă vrei să iei bacul, iei ultimele exerciții, ultimii ani, le execuți pe alea, le faci până nu mai poți și iei bacul cu minim 8. Prea multe lucruri deștepte nu o să găsești în anul acesta sau nu mă aștept să fie prea multe raționamente interesante, prea multe lucruri deosebite într-un subiect de bacul din bacul 2024, mai ales că și anul electoral. Mulțumesc, Mătălin. Aș avea două precizări. Parcă n-aș generaliza chiar atât de mult, că nu se schimbă nimic de 30 de ani încoace, nicăieri și Nu, nimic. paradigma nu s-a schimbat. Paradigma subiectelor la mate nu s-a schimbat, sunt nerelevante. Uite, să ne uităm doar la alte bacalaureate, să ne uităm la testele PISA, cât de relevante sunt pentru evaluarea competențelor versus ce avem noi. În sensul ăsta mă refer la relevanță, nu dificultate, nu altceva, ci pur și simplu la relevanță prin prisma competențelor pe care teoretic le-am dezvoltat pe parcursul liceului. De asemenea, nu facem predicții, deci ceea ce vorbim nu înseamnă că precis la bacalaureat în vară se va întâmpla lucrul acesta sau vom avea, știu eu, ce fel de subiecte, pentru că nu știm
Clar că acesta va fi tipul de subiect, deci nu avem de unde ști noi ce subiecte vor fi în vară. De asemenea, aș vrea să menționez că se fac, cred că anual sau, mă rog, periodic, se fac apeluri pentru grupurile de lucru pentru subiecte, pentru elaborarea de subiecte. Deci CNPE face apeluri în fiecare an pentru completarea grupurilor de lucru. Și atunci cred că o mână de ajutor se poate da și acolo, intervenind în aceste grupuri de lucru. La ce ne putem aștepta și nu la ce ne putem aștepta, nu, ci pe ce e bine să ne concentrăm și din punct de vedere pentru examenul de limba română la bacalaureat, Bogdan? Din păcate, trebuie să reiau ce a zis Cătălin. De reluat, exact așa cum spune și ministerul în document, intrați pe subiecte.ro și rezolvați fiecare subiect de acolo, pentru că, de fapt, nu se schimbă nimic. Deci, dacă începi să lucrezi cu baremul în față, nu ai nevoie de profesor în privat, nu trebuie să înceapă acum așa o isterie, am luat notă mică. Pentru că e foarte simplu să te pregătești dacă downloadezi subiectul și baremul. Vei vedea la prima parte că lucrurile sunt foarte simple, deja avem pe motoarele de căutare, ni se dau rapid modele de rezolvări pentru texte argumentative. ChatGPT-ul e în acțiune, poate să scoată niște texte argumentative frumoase după barem, dar poate să-ți facă și interpretări interesante, sincer. Adică, de ce am adus în discuția asta? Este lipsit de relevanță ceea ce facem în acest moment cu liceul. Liceul stagnează de foarte mulți ani, susțin ce a zis și Cătălin, suntem depășiți cu mult, istoria ne face cu mâna. Deci suntem lăsați în urmă, dar noi tot sperăm și cred că de asta ne-am și strâns în dezbateri și tot am așteptat dată din partea ministerului, pentru că cred că fiecare speră că lucrurile vor merge și mâine mai bine. Adică mâine mai bine decât au mers până acum. Cred că și dezbaterea asta despre asta are în subsidiar, despre asta e în subsidiar, despre faptul că ne dorim cu toți o schimbare, mai multă relevanță, profesori foarte bine pregătiți, noi să fim sprijiniți de către minister, să fim mai bine pregătiți, pentru că lucrurile se schimbă și avem nevoie permanent de claritate și de sprijin, pentru că nu suntem cercetători, noi suntem niște profesori care trebuie să livrăm programa și trebuie să ne asigurăm că îndeplinim standardele pe care ne le impun, dar asta înseamnă ca ei să știe foarte clar ce vor și încotro vor să meargă cu evaluarea. În rest, eu cred că doar mână de la mână putem face să fie bine în vară, pentru că recunosc, eu am emoții, pentru că sunt totuși mult prea multe decalaje de care ministerul totuși tace prea puternic. Important este și ce facem noi la clasă sau la școală, la noi, noi ca profesori și ca directori, în dreptul nostru de acum înainte. Mă gândeam la o comparație pe care unul dintre ascultătorii noștri o făcea. Analizele făcute arată ca o mare de iceberguri. Ce vedem la suprafață este o mică parte, dar ce e dedesubt este acolo este, între ghilimele, dușmanul cu care trebuie să ne luptăm pentru a micșora partea de dedesubt. Ce Da. e de făcut? Dacă îmi dai voie, Doina, și mie, Da, te rog. aș vrea cumva să nu fim atât de prăpostioși, adică nu putem generaliza că toți elevii nu fac lucrul acesta. Toți profesorii, toți părinții, adică trebuie să fie un echilibru. Sunt copii și copii, sunt profesori și profesori. Nu înseamnă că profesorii care au fost mai exigenți și au avut note mai mici la evaluare sunt de vină cu ceva. Eu am avut lucrări în clasă în care copiii au primit punctaj pe textul argumentativ fără să aibă argumente. Și eu îi spuneam că nu e în regulă și eu ziceam nu că l-a punctat. Deci trebuie să existe un echilibru. Sunt copii și copii. Poate că în astea 2 luni
cât mai sunt până, nu știu, până în iunie, iulie, când dăm examenul, se poate face fond comun, adică părinții trebuie să înțeleagă că au nevoie de noi, noi că avem nevoie de ei, dacă vin părinți de genul nu ne interesează materia respectivă, doar matematică, română, biologie, pentru că doar din asta dă bacalaureatul, nu ne ajută cu nimic. Adică cred că sunt mulți profesori s-ar fi bucurat foarte mult să fie orele de filozofie făcute cum trebuie, pentru că blaga se face și acolo și ne-ar fi ajutat și pe noi profesorii de română. Deci, cred că pe undeva vina e oarecum împărțită. Adică și noi avem tendința, profesorii care avem examene în evaluare, să spunem că doar materiile noastre contează. Nu-i mai stresați pe copiii cu engleza, cu franceza, cu muzica, cu desenul, că au examen de bacalaureat. Dar e o realitate și lucrul acesta. Sunt foarte mulți profesori de matematică și de română care gândesc așa. Și atunci apare reversul medaliei. De ce să-mi fac ora de filozofie? De ce să fac ora de educație fizică? Ce, nu pot să fac matematică în ora de educație fizică? Nu! Pentru că copilul are nevoie de educație fizică să-mi vină mie la română cu capul limpede. Deci trebuie un echilibru și cred că sunt și copii care citesc, clasa mea citește. Deci eu am copii în clasă care citesc și mă străduiesc să facă textele argumentative altfel. Și sunt convinsă că mai sunt profesori ca mine care gândesc așa. Deci acum nu putem aștepta să se schimbe până în iunie ceva. Noi trebuie să facem ceva pentru copiii aceștia care sunt în clasă și pe care îi avem. Niciodată n-am fost omul care am așteptat în pandemie să se întâmple, să ne dea ceva de sus. M-am gândit, copiii ăștia termină școala acum. Nu au timp să aștepte până cineva îmi dă mie soluția de undeva și trebuie să mă descurc. Adică am o relație foarte bună cu clasa mea și mi-ar părea rău să nu simt că fac tot ce se poate pentru ei. Da, că poate fi mai bine, că poate fi altfel, că alți profesori fac altfel, cu siguranță. Nici noi, profesorii, nu suntem la fel, nu gândim la fel, dar trebuie să facem vorba aia, nu știu, rai din ce ai, ce poți. Adică eu chiar mă străduiesc să fac în cele 2 luni mai mult decât am făcut. Deși eu sunt foarte mulțumită. Eu nu am pus presiune pe notele la simulare deloc. Și le-am spus foarte clar, nu vreți să faceți subiectul 3, nu-l faceți. Mă interesează să văd ce facem pe prima parte, ca să putem să remediem și m-a interesat procentul de promovabilitate la mine în clasă, nu notele. Eu nu mă focusez pe note nici măcar în examenul de bacalaureat, că nu-mi permit. Adică, când ai un tehnologic, dragi profesori, și nu un colegiu, în care copilul ți intră cu 9-90 la filologie, la română, cred că poți să te focusezi că vrei o notă de 10 la bac. Vrei să-l faci pe copilul ăla de 5? Să iau un 7. Cred că despre asta este vorba. Fiecare ce ne propunem în clasă, pentru elevii noștri, ce tip de elev avem, în ce școală predăm, ce tip de direcțiune avem. Sunt foarte mulți factori de care suntem, nu știu, de care ținem cont sau care ne pun piedici sau care ne ajută. Nu știu. Fiecare trebuie să găsească soluții. Noi nu suntem aici să dăm soluții ce merge în fiecare clasă, ci doar să spunem poate cum facem, să analizăm ce am pățit, ce am văzut, cum au fost lucrările noastre, cum sunt copiii noștri. În alte școli pot să meargă lucrurile mult mai bine decât merg în alte școli, cu rezultate foarte bine sau poate alții n-au nimic de remediat. Sunt profesori care au avut în colegii note de peste 9 în simulare și cărora nu li se cere plan de remediere până la nota 7 să facă pentru fiecare elev în parte. Deci totul este relativ, zic eu. Iară sunt Îți revoltată. dau, da, îți dau dreptate, Tatiana, într-o oarecare Sunt măsură. dezbatere. Îți dau Bogdanu. dreptate, însă cred că discuția noastră a mers foarte mult și în urma procentelor pe care le-am văzut. În momentul în care ți se spune că doar 8-10% dintre elevi reușesc să numească o trăsătură a modernismului, îți dai seama că e o problemă de sistem. Și e adevărat ce spui tu, suntem foarte mulți dintre noi care încercăm să facem tot ce e mai bun la clasă, dar ăsta e un model de supraviețuire și nu e un sistem coerent pe care noi îl visăm. Adică, cred că discuția trebuie să meargă și pe această premisă. Nu doar vrem să supraviețuim la clasă și să cumva să ajungem și noi la un finish cu câte o generație, ci să avem toate datele pentru a face o educație de calitate. De acord și cu tine, Bogdan. De fapt, încerc și intervin și eu. Tatiana a ridicat o problemă, Bogdan a punctat-o foarte bine.
Noi încercăm să supraviețuim aici, parcă este un fel de selecție a... Mi-aduce aminte de selecția speciilor. Fiecare supraviețuiește cum poate, când a trebuit să fie sistemic și subliniez, sistemic a trebuit să fie lucrurile aranjate. Din păcate, faptul că am ajuns la acest tip de discuție nu este prea încurajator. Totodată, faptul că am ajuns la acest punct, tip de discuție înseamnă un pas înainte pentru Nu, lucrurile nu. care. E pas înapoi. Eu așa zic. E un pas înainte pentru noi toți, dar sistemic e un pas înapoi. Important este să. Ceea ce ați subliniat voi cu toții înseamnă că a relevat faptul că toată imaginea aceasta dată de rezultatele de la bacalaureat sau de la simularea bacalaureatului reprezintă de fapt o sinteză a 12 ani de educație. A 12 ani în care copilul nu e rezultatul doar al pregătirii de la clasă din liceu. Este și acela, dar reprezintă de fapt o pregătire a elevului din clasa a 5-a și până la clasa a 12-a. M-aș zice că toată dezbaterea noastră ar fi necesar să ajungă până la profesorii de gimnaziu și până la fiecare clasă, la fiecare profesor din gimnaziu, de la clasa 5-a. Ce ar mai fi de spus? Ce trebuia să spunem și n-am spus? Cu ce ați rămas nespus? Zic tot eu, nu? Că se aici de uman și de real. Și am scris astăzi pe grupul nostru și am zis și lui Bogdan, umanul a avut barbu la subiectul 3. Și tehnologicul face barbu. Și realul face barbu. Și a avut diferit umanul la subiectul 3. Adică aș vrea să văd și eu un conținut la subiectul 3 pe care nu studiez eu la tehnologic și real, nu? Poate ar fi fost mai bine să primească ei blaga, că na, au mai multe ore de română și noi barbu, zic și eu, da. Dar vreau să văd și eu un conținut la uman nou. Adică au 7-8 ore de română pe săptămână. De ce să primească tot ce fac și eu cu săracii mei de la tehnologic în 2 ore? Stați că vă zic cât am la 12-a. 2 ore 41. Atâtea sunt orele mele la română, la clasa 12 la tehnologic. Și am doar 29 de săptămâni să fac română, nu 34 cât au realul sau umanul. Deci poate și asta ar fi acolo, poate ne aude cineva. Nu știu, să le dea un Nichita Stănescu, un Marin Sorescu, că au și post belicul, nu? Cred că l-au la uman. Bogdan, că tu știi mai bine. Da. Bun. Aș interveni și eu, dacă îmi permiteți. Sigur Două că aspecte aș scoate în evidență ce e de făcut. Conștiința profesională a colegilor noștri, dar cine nu a fost conștiincios profesional până la simulare, nu va fi nici de la simulare la examen. Și al doilea, motivația copiilor. În momentul de față, eu consider că la modul general, copiii sunt demotivați. Poate că această simulare, adică cu siguranță această simulare va fi un factor motivațional exterior care va determina pe copii să se pregătească serios pentru examenul de la vară. mulțumesc mult, Sorin. Ne-am apropiat, de fapt am depășit cu 10 minute timpul alocat, așa că dacă mai sunt colegi care vor să intervină, dacă nu, eu vă mulțumesc frumos că ați fost alături de noi. Mulțumesc colegilor care au stat în spatele organizării acestei dezbateri. Mulțumesc lui Cosmin Chiriță de la proiectul Merito. Cosmin, vrei să intervii? Ai ridicat mâna și am crezut că vrei să intervii. Mulțumesc frumos pentru toată organizarea. Mulțumesc ca de obicei lui Vali Ifrim, care ne-a ajutat ca de obicei cu organizarea dezbaterii. Mulțumesc invitațiilor și tuturor celor care ne-au urmărit. Și vă doresc mult succes, mult spor în continuare și în pregătirea elevilor pentru bacalaureat. Vă mulțumim frumos, la revedere! Mulțumim, la revedere. Mulțumim, la revedere. Mulțumim, la Ne luăm un revedere! an numai bine la toată lumea.